Nici măcar prețul mare de la pompă, practicat de unele stații PECO, nu i-a speriat pe vilcenii care au dorit să-și facă plinul înainte de o vehiculată creștere peste 10 lei pentru un litru de combustibil. Până miercuri seara, însă, prețul motorinei urcase la o stație de carburant de la marginea municipiului la 11,09 lei pe litru. Panica i-a determinat pe unii cetățeni să cumpere combustibil folosind recipiente care au strânit aprige dezbateri în mediul online, pungi de plastic sau mini-cisterne. Isteria a început când o benzinărie din Beiuș, județul Bihor, a vândut miercuri benzina și motorina cu 11 lei pe litru. Imaginea a devenit virală pe Facebook, iar ulterior au început să apară cozile în mai multe orașe din țară. Șoferii au stat la cozi chiar și joi dimineață, când prețul combustibilului a sărit în unele benzinării și de 9 lei per litru. Vâlcenii se declară nemulțumiți de aceste scumpiri în lanț și speră la o reducere a prețului carburantului. Aveți de creșterea bruscă a combustibilului? Foarte nasoală. A crescut dintr-o dată totul. Absolut totul și erau cozile și la Tătăran și la Horezul full. Deci am venit pur și simplu pe rezervă până aici. Asta este, nu avem ce face. Țara ne-a dat peste cap. Ați apucat să alimentați? Nu, pentru că Horezul este full. Iar aici am venit pe rezervă. Credeți că mai scade? Nu știm ce se va întâmpla. Cred că vor crește efectiv. Nu cred că vor scade. Deci scăzut nu cred că mai scad. Dacă s-a pus, se pune în continuare. Da. Prea repede au făcut treaba asta, trebuia să așteaptă. Nu, nu pot să vă spun eu, nu sunt în temă. Credeți că vor mai scădea prețurile? N-aș prea crede de invazia asta, nu știu. Creșterea bruscă a combustibilului era logică și era de așteptat în urma ceea ce se întâmplă în mediul internațional. Suntem legați unii de alții. Și, dar consider că e și o speculă mică la mijloc. Presupun că o să crească și la un moment dat o să se reducă și o să fim mulțumiți, uite ce mare reducere s-a făcut. Asta este viața, trebuie să o trăim, nu trebuie să intrăm în panică, ci la urma urmei trebuie să ne încredem în Dumnezeu, că El e deasupra și are grijă de noi. Ați stat la coadă pentru a alimenta? Acum 10 minute am alimentat și eu nu... Mi-a trecut prin gând aseară, când, dacă n-am văzut cozile, n-are sens pentru 30 de litri de motorină cât mai intra în rezervor, n-avea sens să mă umilesc așa și să stau la cozi, să ne aducem aminte de regimul comunist. Și azi venim să spăl mașina, am avut două mașini în față, deci am alimentat fără niciun fel de problemă. Deci nu trebuie să fie niciun stres și nicio panică. Scumpă, că am văzut pe la televizor că a ajuns pe la 10-11 lei. Câți litri vă trebuie? Cât pot să bag? 200 de lei aș bag. În stațiile PECO din Vâlcea, prețurile au variat joi dimineață între 7,61 și 9,17 lei pentru un litru de carburant.